Anul acesta prețul la căpșuni a fost foarte mic. De aia vreau să vă atenționez înainte să vă apucați de cultura de căpșuni, pentru că majoritatea dintre voi sunteți persoane care probabil doriți să înființați plantații. Vreau să vă atenționez că este foarte important să știți înainte unde desfaceți marfa. Anul acesta, de exemplu, au fost foarte mulți căpșuni pe piață, toată lumea a avut căpșuni, iar prețul la halmeu a ajuns, din păcate, chiar la 3-4 lei. Acest lucru este, nu știu, este total greșit. Nu înțeleg de ce fermierii nu își apreciază munca și au permis să scadă prețul atât de mult. Uitați ce fructe de calitate avem. Deci eu, dacă dau aceste fructe cu 3-4 lei, ținând cont de prețurile din acest an, mă refer aici la tot ce ține de plantații de căpșuni, inclusiv folie, materiale, benzi de picurare, să nu uităm, bineînțeles, de stoloni, care au ajuns chiar la 2 lei. Deci eu, dacă dau cu 3-4 lei kilogramul de căpșuni, din start dau faliment. Și acum, ca să iau de la început, v-am spus și în alt vlog, pentru a înființa o plantație avem nevoie de o mulțime de elemente, iar dacă o iau cu începutul, prima dată trebuie să facem o analiză de sol, după care trebuie să vedem și o analiză de apă, trebuie să pregătim bine terenul, să-l dezinfectăm, deci bineînțeles să avem sursa de apă. Iar după aceea începem să modelăm terenul, să-l arăm, să-l frezăm, să-l bilonăm, după care să întindem benzile de picurare, folia de mulcire. Ar fi foarte esențial să aveți și o mașină de bilonat, dar bineînțeles că nu oricine își permite, este destul de scumpă, iar atunci, bineînțeles, va trebui să faceți totul manual. Da, este mult de povestit, dar trecând mai departe, după ce avem pusă folia, totul este pregătit, bilanele sunt ridicate, urmează să plantăm. V-am zis, în acest an stolonii au ajuns chiar la 2 lei bucata. Deci vă rog să vă gândiți foarte, foarte bine înainte să înființați o plantație, cui vindeți, pentru că altfel o să vă treziți cum s-a întâmplat anul acesta la halmeu. A avut producție foarte mare, a fost un an bun pentru căpșuni, însă prețul a fost mult mai mic decât anul trecut, ținând cont că toate s-au scumpit. Deci vă atenționez să nu pățiți, nu știu, să nu aveți unde să desfaceți marfa și să țineți prețul cât de sus. Deci după ce ați făcut biloanele și urmează să plantați stolonii, trebuie să aveți grijă cum îi plantați, este o altă verigă foarte importantă pentru reușită în cultura de căpșuni. Să plantați stolonii așa cum v-am spus într-un clip anterior, o să-l găsiți la mine pe canal. După aceea, bineînțeles, plantele, să zicem că încep să se dezvolte bine, urmează să le dați o fertirigare la aproximativ 2 săptămâni. Acestea teoretic o să se dezvolte, o să apară primele flori care, după cum v-am zis și aici, o să trebuiască eliminate, lucru care o să ajute planta să se dezvolte. Să zicem că ați eliminat
două rânduri de flori, planta are patru frunze mature, o lăsați să producă. Și aici, iară, dacă totul decurge foarte bine, o să aveți fructe sănătoase, dacă urmați o schemă de tratamente foarte bine stabilită, inclusiv cu fertilizări, însă o să apară inevitabil boli și dăunători. Și acum vin cu întrebarea, de ce sunt scump căpșunii? Bineînțeles că eu nu spun că sunt scump, noi producătorii spunem că sunt foarte, foarte ieftini, însă este și vina noastră a producătorilor pentru că permitem și lăsăm să treacă acest, nu știu, deci nu ne apreciem munca și lăsăm să scadă prețul atât de jos. V-am zis, trebuie să știm înainte unde vindem pentru a avea viața de desfacere asigurată. Deci, v-am zis că urmează, ați plantat, ați eliminat florile, o să aveți, să zicem, fructe, dacă nu apar boli și dăunători. După care, bineînțeles, fructele o să le desfaceți dacă aveți posibilitatea la client direct sau chiar în magazine. Însă totul trebuie să fie foarte bine pus la punct, așa cum am spus și adineaur. Deci, cum ziceam și într-un reportaj mai vechi, sunt scump căpșunii? Unii ar zice că da, eu zic că nu și da, vreau să mă apreciez munca, deci nu vreau să fac un profit foarte mare, cum zicea unii, că de ce îi dau așa de scump. Vreau doar să mă apreciez munca, știu ce calitate am, vreau să vând la un preț corect. Și în momentul de față, acum când imediat ne apropiem de extra sezon, noi încă avem fructe, noi încă dăm la prețul de 10 lei pe kilogram. Acum vă rog să-mi spuneți dumneavoastră dacă prețul de 10 lei este un preț mare. Eu zic că nu este un preț mare, dimpotrivă este un preț foarte mic, ținând cont de tot ce s-a întâmplat în acest an, inclusiv inflație și vedeți toate problemele care există momentan în lume. Dacă dorim să supraviețuim și noi ca și producători, trebuie să fim foarte să fim ca un grup, deci să nu încercăm să ne știu eu, să ne punem piedici unul la alții, ci dimpotrivă, să ne unim și să vindem la un preț corect. Acum o să mă repet, dar dacă vând cu 4 lei kilogramul, mai bine mă las de căpșuni, pentru că nu există absolut deloc profit. Nu vreau să spun mai multe, ideea este clară, vreau să rezum. Deci dacă vreți să vă apucați de căpșuni, trebuie să luați în calcul toate aspectele pe care vi le-am zis, pentru că nu este absolut deloc ușor și vin ani ca aceștia în care o să aveți mulți clienți care anul trecut le vindea, să zicem, cu 10 lei kilogramul și anul acesta, când toate aproape s-au dublat, spun că cu 10 lei este scump. Da, este vina și, nu știu, acum nu apuc să dau vina pe cineva anume, dar asta este sistemul, bineînțeles, în supermarketuri intră fructe foarte multe din import și noi, producătorii români, mai ales ăștia mai mici locali, se pare că vor să ne elimine. Dar trebuie să fim tari, să încercăm să facem producție mare, să avem calitate, pentru că, bineînțeles, clienții o să aprecieze acest lucru și dacă cumpără o dată de la noi, o să cumpere și data viitoare, chiar dacă prețul este de 10 lei pe kilogram. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc să luați în calcul toate aspectele pe care vi le-am zis, pentru că altfel o să vă pară rău și o să aveți un eșec. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit și vă doresc recolte bogate!